Persoanele cu copil pe pensie pot rămâne fără o treime din aceasta dacă au datorii către un singur creditor. Iar dacă este vorba despre datorii cu titlu de întreținere sau alocații pentru copii, vârstnicii pot rămâne doar cu jumătate din pensie, cealaltă fiind reținută pentru acoperirea restanței. De altfel, se reține tot jumătate din pensie dacă persoana are datorii către mai mulți creditori. În județul Gorj, numai puțin de 2800 de persoane au primit luna trecută bani mai puțin de la poștași. Pensionarii care s-au ales cu pensii fragmentate sunt dintre cei care nu și-au achitat datoriile către diverse instituții. Cei mai mulți nu și-au plătit taxele și impozitele la timp sau au credite și dobânzi restante la bănci. În medie, popririle sunt de 175 de lei pe lună de persoană. Valoarea sumelor poprite aferente lunii august este de aproximativ 620.000 de lei.